În cadrul programului Pedale Salvatoare, prin care încearcă să ofere copiilor acces facil la educație, Asociația Pastel din Capitală are de oferit în această perioadă 400 de biciclete pentru elevii de gimnaziu și liceu din întreaga țară. 87 dintre acestea au ajuns astăzi în comuna Hârtiești, singura din județ, selectată în urma proiectului inițiat de primărie și de școala gimnazială din localitate. Eu sunt Andreea, sunt de la Asociația Pastel și împreună cu colegele mele am venit astăzi aici să vă facem o bucurie și să vă sprijinim în a ajunge la școală mai rapid, în siguranță și, de ce nu, în a ajunge fiecare zi, adică să reușim să vă facilităm accesul la educație prin proiectul nostru, Pedale Salvatoare. Pedale Salvatoare este la a treia ediție. Anul acesta ne adresăm vouă și vă mulțumim mult că faceți tot ceea ce ține de voi să puteți merge la școală și că faceți asta în mod regulat. Ne-ar plăcea să vă știm în fiecare zi pe băncile școlii, pentru că aveți o școală extraordinară și o comunitate minunată. Mulțumim partenerilor noștri, celor din cadrul instituției dumneavoastră, de la școala gimnazială din Hârtiești, domnului primar, care o să vă sprijine cu montarea parcărilor din cadrul instituției. Veți primi și veste de semnalizare care să vă ajute să fiți văzuți de către participanții la trafic și câte un mic cadou. Vă rog să nu neglijați ceea ce vă spuneam și astăzi de dimineață la școală. Da, atenție mare cum circulați cu ele, atenție mare la siguranța voastră. Da? Cu ocazia asta, ce să mai am întâlnit în acest proiect Pedale Salvatoare, am întâlnit oameni care s-au gândit că ar fi frumos să facă o bucurie copiilor. În special copiilor care mai întâmpină anumite greutăți. Da? Asta să fie o motivație pentru voi să nu lipsiți de la școală și nu mai sunteți atenți la mine că v-au luat ochii, nu? Perfect, nu mai vorbim. Eu vreau să le mulțumesc aici tuturor celor care s-au implicat, doamnei Oprea și colegilor dumneaei de la Asociația Pastel, celor care au donat și ne-au făcut bucuria aceasta și partenerului nostru, domnul primar, care s-a implicat foarte mult în desfășurarea în bune condiții acestui proiect. Vreau să mulțumesc Fundației Asociației Pastel în numele tuturor copiilor pentru bucuria creată acestor copii. Sunt sigur că unul dintre obiectivele principale ale acestui program, diminuarea pe cât posibil a abandonului școlar, va fi dus la îndeplinire cu brio. Și vreau să vă anunț că pe 1 iunie de ziua copiilor ne-am gândit acum să organizăm un concurs de biciclete, pentru că tot avem atâtea biciclete și cred că ar fi păcat. Încă o dată mulțumesc tuturor și spor la învățământ! Rând pe rând, copiii și-au ridicat bicicletele frumos aranjate în cadrul bazei sportive, după care au și dat primele ture chiar pe stadion. Rapunzea, Dănuț! Tinca! Voinicilă! Turlea, Mădălina! Turlea, Cristina! S-a dus! Și Zanfirescu! Totodată, reprezentanții poliției le-au prezentat câteva reguli de care copiii trebuie să țină cont când vor circula pe drumurile publice. Important este să aveți căști
de protecție neapărat la voi, pe timpul serii să aveți veste reflectorizante, sistem de iluminare montat pe bicicletă ca să vă puteți vedea în trafic. Când vreți să traversați o stradă, niciodată nu stați pe bicicletă. Întotdeauna vă dați jos de pe bicicletă, frumos pe lângă ea, cu mâinile pe ghidon, traversați, vă uitați stânga-dreapta. Nu vă uitați în telefon sau altundeva. În cadrul acestui program, alături de Comuna Hârtiești, alte 4 localități din țară au intrat sau urmează să intre în posesia bicicletelor. Este vorba despre școlile din comunele Gherghița, Drăgănești, Dofteana și Cearo Seti.